Salutare, sunt Marius și azi o să vă învăț să faceți un M80, adică un M80. M80 de fapt este un old school kickflip, un mic body varial, apoi luat pe un pivot de 180 de grade. Cam asta înseamnă M80-ul, M80. Nu știu cine a dat numele, dar așa se numește. Haideți să vă arăt poziția la M80. Dacă sunteți regular, piciorul stâng îl puneți în această poziție, în centrul plăcii, iar celălalt, dreptul cu care dați, în acest fel. Cu puțin degetele, de fapt nu chiar degetele, dar prindeți puțin din lateralul plăcii, ca să ridicați, să dați acel flip, să facă acea rotație, da? Deci, practic, piciorul stâng nu face nimic decât îl ridicați, îl luați din calea rotației și cu piciorul drept trageți de placă în sus să faceți acea rotație. Cam așa se procedează cu acest trick. V-am spus mai devreme că M80 este de fapt un kickflip cu un mic body varial și un pivot pe 180 de grade. Practic, acest trick se face în modul, cum v-am arătat poziționarea mai devreme, trageți cu piciorul drept, dacă sunteți regular, placa, ea vine odată rotație 360 de grade și o să vină, să o prindeți undeva pe nose și dați cu piciorul celălalt rotația și faceți pivotul de 180 de grade. Și cam asta ar fi toată chestia. Bineînțeles că o să trească să vă mișcați puțin corpul, deci stați fix drept. Vă uitați în fața plăcii, dar în momentul când ați dat acel kickflip, old school kickflip, o să vedeți că aveți nevoie de o mică întoarcere, cât de cât o mică întoarcere a corpului, în așa fel încât să îl prindeți în pivot și apoi să îl trageți așa. Cel puțin așa merge la mine. Acest trick este unul mai dificil, puțin, față de un old school kickflip normal, să zic așa, este mult mai greu, pentru că trebuie să dați și o mică rotația corpului, apoi acel pivot de 180 de grade și necesită puțin mai mult timp să-i acordați. Nu o să vă iasă de fiecare dată, nici mie nu mi iese de fiecare dată, am avut și eu probleme și încă am probleme cu acest trick, dar nu știu ce să zic, să stați de el că, nu știu, e unul care trebuie să fie învățat dacă sunteți pe freestyle neapărat. Acesta a fost tutorialul pentru ziua de azi. Nu uitați să dați subscribe la canal și să dați like la pagina mea de Facebook, unde puteți să lăsați orice fel de întrebare aveți legate de skate, de freestyle, de street, indiferent de ce este. Salutare! Nemunica, ai apărut!